Au învățat din secretele bucătăriei de la un specialist. Elevii clasei a 10-a de la Liceul Tehnologic Înălțarea Domnului din Slobozia, specializarea bucătară, au avut parte de o activitate inedită în cadrul săptămânii Școala Altfel. Aceștia au primit sfaturi de la șef Cătălin Stănciulescu, care le-a vorbit bucătarilor în devenire despre arta culinară ca o industrie a creativității, dar și a gătitului în mod sănătos. Șef Cătălin Stănciulescu a preparat două feluri de mâncare deosebite: ouă mofturoase și pulpe de pui caramelizate. Pentru astăzi, în Școala Altfel, ne-am gândit la o altfel de educație, o educație non-formală. Chiar dacă suntem într-un cadru formal, în școală, la laboratorul de bucătari, noi putem să aplicăm metode de educație non-formală, practic, în bucătăria noastră, prin atelierul nostru de cuchini de astăzi. Ne-am gândit că putem simți, ne putem imagina, ne putem crea propriile produse și preparate, dar și putem acționa. Și cum putem acționa? Cu ajutorul domnului Cătălin Stănciulescu, care ne învață din secretele acestei meserii. În primul rând trebuie să urmăm o rețetă care conține o listă de ingrediente cu gramajele specifice. Foarte frumos, am învățat multe lucruri, cum se gătește, se gătește foarte curat și este foarte frumos tot ce a făcut. Învățați lucruri deosebite la această specializare? Ce va determina pe voi să vă orientați la această specializare? În primul rând, este o meserie frumoasă și poți să ajungi undeva cu această meserie. Și să faci diferite preparate culinare. Poți să te duci în străinătate. A fost o activitate altfel? Da. Am încercat să fie o acțiune altfel, pentru că copiii noștri au nevoie de activități altfel. Este o activitate în Școala Altfel, bazată pe educație non-formală. Este o activitate care ne sensibilizează foarte mult și ca profesioniști, dar și ca elevi în plină formare. Ei sunt la calificarea bucătari și avem și profilul industrie alimentară în liceu. Copiii de astăzi cred că au învățat foarte multe de la șef Cătălin Stănciulescu și au primit cu mare bucurie această activitate, pentru că nu este o activitate pe care să o faci zi de zi. La clasă facem altceva, iar pe partea de instruire practică suntem aici în laborator sau la agenții economici. Domnul Stănciulescu este unul dintre agentul nostru economic care ne sprijină și cu care colaborăm. Avem copii acolo în practică. Trebuie să recunoaștem că a fost inițiativa elevilor și a cadrelor didactice. Ei în fiecare săptămână, dacă nu în fiecare săptămână, lunar, au o astfel de acțiune pe diferite teme culinare. Este în specialitatea lor și cu drag se îndreaptă către astfel de teme. Și ca atare, în săptămână altfel nu puteam să ratăm și să nu avem alături de noi un expert. Și domnul Stănciulescu, Cătălin Stănciulescu, ne este aproape, chiar ne-a susținut de la început, iar elevii care fac practică în spațiul dânsului, da, deci în firma respectivă, sunt apreciați și fac lucruri bune. În urmă cu 3 ani s-au pus bazele acestei specializări la Liceul Tehnologic Înălțarea Domnului din Slobozia, pornind de la un studiu de piață care releva necesitatea specialiștilor în domeniul industriei alimentare. Copiii de la această specializare fac practică la agenți economici, iar la finalul studiilor pot avea și locuri de muncă garantate. Anul viitor, unitatea de învățământ va solicita acreditarea pentru calificarea în meseria de bucătar. După târgul gastronomiei de la Casa Tudorii, m-au invitat aici la Școala 6. Chiar au câștigat 2 premii anul ăsta acolo, am premiat niște preparate și am avut, cum să spun, bucuria să revin în această școală exact la 30 de ani după ce am terminat această școală. Aici am învățat, aici am urmat primii pași, nu era pe atunci profilul acesta și m-a bucurat că la noi în școli a început să se învețe această meserie, care este și frumoasă, îți aduce foarte multe satisfacții și te pregătește pentru viață. Există o cerință la momentul actual pe piața muncii pentru... Să nu uităm că hrana este necesară zi de zi, deci indiferent ce facem, trebuie să ne hrănim.
că o aducem undeva la stadiu de artă culinară, aici sunt pași mulți de urmat și pentru asta trebuie să fii foarte bine pregătit. Nu e de ajuns doar să te hrănești. Există și foarte mulți agenți economici care, odată ce acceptă acești copii la ei în practică, ulterior le și garantează, după finalizarea studiilor, un loc de muncă. Eu, după fiecare curs pe care l-am ținut cu elevii, am oprit 1-2 elevi să lucreze la mine în societate. De cele mai multe ori i-am îndrumat să meargă mai departe. Am avut câțiva copii care acum lucrează în Marea Britanie, în Franța, au plecat unde, într-adevăr, poate să aprofundeze tainele acestei meserii. În urmă cu 3 ani, când noi am înființat acest profil, aceasta s-a bazat exact pe studiul pe care l-am făcut, studiul de piață, ca să zic așa. Am comparat cererea de pe piața muncii și ne-am gândit că noi nu avem o ofertă convenabilă. De aceea am hotărât ca această specializare să intre în cadrul calificărilor din liceul nostru. Anul acesta vom avea prima generație de absolvenți pe această calificare. Elevii care sunt în clasa a 11-a vor finaliza. Noi suntem autorizați să funcționăm pe această calificare și anul acesta, înainte să finalizeze copiii cursurile, ne vom acredita, vom solicita acreditarea, pentru că cerința pe piața muncii este mare. Așa cum ați văzut, este nevoie de oameni calificați care să ne ofere preparate din bucătăria tradițională și, de ce nu, și din bucătăria internațională. Mai avem încă 2 cereri pe care trebuie să le aprobăm din semestrul următor, tot pe specializarea bucătar. Deci elevii vin din către noi și le place. Mai ales că la final de clasa 11, după ce capătă atestatul, ei găsesc cu ușurință un loc de muncă și foarte bine apreciați și foarte bine plătiți. Școala altfel a fost petrecută în mod plăcut și util. La finalul activității, toți cei implicați au degustat preparatele asortate armonios într-o varietate de culori, arome și gusturi. A fost o lecție deschisă în care s-a gătit și s-a purtat un dialog deschis despre ce și cum mâncăm, iar elevii care se pregătesc să devină bucătari au primit informații noi.